Doamne ajută, frații mei. Vreau să aduc o mică explicație pentru cei care vor să înțeleagă cu referire la călugării din Sfântul Munte sau, cum am mai putea noi să-i spunem, Atosul secolului 21. Ce este Atosul secolului 21? Frații mei, vedeți voi, oamenii merg pe idei preconcepute. De ce spun asta? Pentru că vedem pelerini care merg în Atos, dar chiar înainte de a ieși pe ușa casei lor, ei deja își fixează minte cum că tot ce văd în Sfântul Munte, tot ce aud, tot ce găsesc este sfânt și drept. Și în mintea lor este, cum să spun eu, imposibil să accepte că în Sfântul Munte ar putea găsi ceva nepotrivit, ceva greșit, ca și cum acolo ar fi oamenii fără de greșeală. Frații mei, această infaibilitate acordată unor oameni, fie ei și din Sfântul Munte, este o cruntă greșeală, este o erezie. Papa, ereticul și blestematul, este eretic din cinci mari motive. Unul din aceste cinci motive este infaibilitatea, adică faptul că el afirmă că e fără de greșeală. Nu e adevărat. Asta e o erezie. Nu este om pe fața pământului fără de greșeală. Frații mei, haideți să corectăm un mod de a înțelege o situație anume, pentru că din pricina asta, oamenii simpli, sărmani, merg ca orbi după alți orbi. Am văzut într-un videoclip, acum ceva vreme, cum un grup de preoți a mers la Schitul Prodromul și printre altele l-a întrebat pe un părinte subțiril și cu ochelar preot, el o monah fiind el, dacă se cuvine să oprească pomenirea episcopului cu referire la sinodul acela eretic din Creta, la care părintele ieromonah din Schitul Prudom afirmă foarte categoric că nu se cuvine să ieșim din biserică. Trebuie să rămânem în biserică și să luptăm din biserică. Răspunsul pe care îl poate vedea oricine pe internet m-a indignat până în adâncul inimii. Părinții ăștia din Sfântul Munte, ei nu știu ce e biserica. Calceameaua asta de adunătură de mai multe religii, catolici, protestanți, musulmani, judani, plus ortodoxi, eu o numesc biserica. Da, acesta a fost răspunsul dat de aceste românași și, vedeți voi, el este unul care a vorbit, ca să zicem așa, poate numele tuturor atoniților, pentru că tot Sfântul Munte gândește exact la fel și crede exact la fel. Dovada cea mai categorică pe care o vedem la părinții din Sfântul Munte este faptul că îl pomenesc pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu, care este capul ereziei ecumeniste. Și aceasta nu este o erezie oarecare, ci este cea mai cumplită erezie. De aceea Sfinții Părinți o numesc pan-erezie, adică suma tuturor ereziilor în parcurs de 2000 de ani. Ori acest părinte spune că nu, trebuie să luptăm în biserică. Măi, oameni buni, spus așa pe românește, ăștia nu știu ce e biserica. Să învețe cineva ce e biserica, pentru că biserica este acolo unde este doar adevărul intact, neștirbit și neatins măcar de vreo umbră a minciunii. Ori în cazul nostru este desfințată cu desăvârșire, nu că doar atinsă de vreo umbră a minciunii. Ori aceștia nu știu lucrul ăsta și mint oamenii spându-le că să stea liniștit, că nu, dar ce, trebuie să luptăm în biserică. Uite, vedeți voi, din pricina asta oamenii merg din adânc mai în adânc. Și iată de ce spuneam eu că merg ca orbi după alți orbi. Acești pelerini și tot creștinul care ajunge în Sfântul Munte sau
care ia aminte la ei pe intermediul internetului, da? Când îi aude și îi vede că afirmă asemenea lucruri, creștinii iau de bună. Ha, dacă a zis Atosul, care îi făclie, luminătorul ortodoxiei, este farul ortodoxiei. Dacă a zis așa, înseamnă că nu e o problemă. Băi, fraților, Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru, ne spune la modul cel mai categoric: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iată deci că vedem cu totul alt ceva. Acum, se pune întrebarea, la modul cel mai sincer: voi credeți în Hristos sau în călugării atunci? E, vedeți voi cât de viclean e omul. Nici lui însuși nu-i vine a crede când are momente, când vede cât e de viclean. Nu-i vine să creadă nici lui însuși de viclenia de care este în stare. Dacă noi creștini am crede în Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie, am înțelege imediat că acești călugări atoniți, când afirmă că trebuie să stăm în biserică, să luptăm în biserică, cum a spus de pildă acest părinte de la Schitul Prodromul, înăltuț și cu ochelari, slăbuț, așa, e românah, bine ar fi să nu-i dau totuși numele, că îl știu destul de bine și eu pe el și el pe mine, când afirmă că trebuie să stăm în biserică și să luptăm din biserică, vă spun la modul cel mai sincer că atitudinea creștinilor ar fi să îi catalogheze pe ăștia atunci, în acea secundă, ca eretici și apostați, pentru că biserica nu este ceea ce afirmă ei și ceea ce dovedesc ei cu fapta, anume că îl pomenesc pe Patriarhul Constantinopolului ca fiind drept credincios și bine învățând cuvântul adevărului, ca fiind bine credincios și drept învățând cuvântul adevărului. Aceasta este un teatru pe care el joacă cu Hristos Dumnezeu. Este o batjocură. Ei își bat joc de Dumnezeu afirmând lucrul ăsta. Pentru că fiecare dintre noi, cred eu, că știe cine este în fapt Bartolomeu, ereticul și apostatul care a dus întreaga creștinătate în apostazie. Ori atoniții care depind de patriarhul Bartolomeu, toți atoniții afirmă la modul cel mai categoric că patriarhul lor, Bartolomeu, este bine credincios și drept învață cuvântul adevărului. Adică nu s-au rupt de el, așa după cum poruncește Domnul Dumnezeu în Sfânta Evanghelie. De omul eretic, după prima și a doua mustrare, depărtează-te, știind că s-a bătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. Călugării atoniți nu le pasă de ce le spune Hristos. Nu le pasă de Evanghelia lui Hristos, de poruncile lui Hristos. Știți ce ar fi însemnat dacă ar fi luat aminte la porunca lui Hristos? Să fie dați afară din Sfântul Munte. Sau să piardă tot ce au acolo. Pentru că ei, îndelungul anilor, s-au dedat cu desăvârșire, frații mei, la construirea de case, acareturi și tot felul de confort, lucruri foarte, foarte mustrat de Sfinții Părinți. Asta este o altă ramură pe care vreau să o lămuresc. Frații mei, monahismul autentic nu este deloc ceea ce vedem în Sfântul Munte. Repet, eu am stat în Sfântul Munte, deci chiar vorbesc din cunoștință de cauză. Monahismul autentic înseamnă simplitate și sărăcie. Dacă veți citi și voi în viețile Sfinților Părinți și veți vedea la cuvioși și călugări din vechime, mai ales chiar și la cei atoniți, ei trăiau cu desăvârșire într-o simplitate absolută și într-o sărăcie uimitoare, care practic lăsa mut de uimire pe oricine i-ar fi vizitat. De ce? Pentru că ei știau că împărăția pe care ei și-o doreau nu era din lumea aceasta. Ei nu erau moștenitori ai pământului. Nu? Pe acest pământ erau doar trecători, ci ei erau moștenitori ai împărăției cerești. De aceea nu adunau comori pe pământ, ci în cer. Acești sfinți părinți din vechime mustra foarte aspru pe călugării care deja căzuseră în iubirea de avuții. Și avem un exemplu extrem de categorie pe Sfântul Nil Atonitul, care acum 200 și ceva de ani îi mustra la modul cel mai categoric, adică de o duritate și fermitate care noi astăzi nu o putem înțelege deloc, pentru că suntem învățați cu lingușeli. Și îi mustra pe acești călugări că și-au pierdut
sufletele pentru că, practic, sunt obsedați după dorința de avuție. Dacă atunci sunt unii limustra și dacă atunci, la un moment dat, abia s-au mai găsit 60 de drepți, adică călugări cu viața autentică monahală din vreo aproape 4-5 mii de călugări, ce am putea spune astăzi, în secolul 21, când, din mult mai puțin de 1000, sub 1000 de călugări, dar sunt mai puțin, mult prea puțin, câți drepți am mai putea găsi care să dorească o viață autentică? Eu personal aș vrea să cred că mai sunt, dar asta înseamnă că e numărat pe degetele la o mână. Cealaltă mână nu-ți mai trebuie ca să-i numeri. Frații mei, monahismul autentic este sărăcie, este simplitate, este rugăciune, este unirea cu Dumnezeu prin rugăciune. Nu este dorința de a avuți, de a acăpăra cât mai multe avuții. Vedeți voi, însăși Hristos, Domnul și Dumnezeu nostru, spune în Sfânta Evanghelie, numai dacă credeți în Sfânta Evanghelie, aici e o problemă foarte, foarte mare, spune așa, de mă iubiți, păziți poruncile mele. Cel ce are poruncile mele și le împlinește, acela este cel care mă iubește. Cel ce nu mă iubește, nu păzește poruncile mele. Așadar, dacă vedem faptele călugărilor atoniți de astăzi, contemporan, veți vedea o batjocorire a poruncilor dumnezești, un negativ categoric a ceea ce a poruncit Hristos Domnul tuturor creștinilor și mai cu seamă călugărilor care trebuiesc să viețuiască în sărăcie, în simplitate. Adevărata urmare a lui Hristos stă în împlinirea poruncilor lui întru totul și întocmai. Dacă nu, vedem asta în faptă mai întâi de toate și apoi în cuvânt, acolo e teatru. E teatru pentru proști, este batjocorirea lui Dumnezeu. Vedeți voi, ei ce fac? S-au dedat la construirea de acareturi, de case, clădiri, arhondarice, biserici mari, impunătoare, catedrale, dar și-au neglijat cu desăvârșire sufletele lor. Vedeți voi, asta nu este împlinirea poruncii dumnezeiești. Faptul că și-au dobândit averi nenumărate și nu orice, este o călcare a poruncii dumnezeiești. Nu este o împlinire. Repet, tot ce vedeți în Sfântul Munte trebuie raportat la un monahism autentic ca să puteți să înțelegeți și să faceți o diferență dacă se potrivește sau nu. Așa merg călugării pelerini în atunci și văd la călugării atoniți catedrale imense, sculptate în aur și argint, cu străni foarte scumpe. Văd mașini foarte scumpe de 25, 35, 40 de mii de euro, deci nu una de 1000 de euro, că nu sunt nici nimeni ei. Ei sunt călugări atoniți. Văd bărci scumpe, văd clădiri mari și imense, văd arhondarice mari, clopornice, centrale, clădiri. Și când te întreb câți viețuiesc acolo? Doi. Și rămâi așa, nu știu cum să spun, cam prost. Bă, aici ar putea să locuiască 25-30 de persoane, cum adică doi? Nu, că a mai fost unul, dar a plecat. Ce e asta? Este o abatere cumplită, amară și prea amară de la ceea ce este în fapt monahismul autentic. Ori pelerinii când merg, numai cei vezi că sunt uimiți și prea încântați de faptul că au găsit clădiri mari și uimitoare, catedrale mari și uimitoare, mașini scumpe și scumpe, mă, că boierii pământului nu și-ar putea permite, dar călugării care au votat sărăcia își permit. Așa, deci ei cu sărăcia în vârf de băț. Ei, voi oameni buni, voi ar trebui să înțelegeți că acolo este o abatere cumplită. Este o, cum să spun eu, o depărtare de la ceea ce a poruncit Hristos Dumnezeu. Și încă un aspect care cântărește mai mult ca toate. Măi, frații mei, după sinodul blestemat din Creta din 2016, Atosul a tăcut. De ce? Simplu. Dacă ar fi zis ceva că Patriarhul Bartolomeu este eretic, însemnau să-și piardă toți, deci fiecare dintre ei să-și piardă acele mini împărății pe care ei le-au construit în decursul anilor și unde ei domnesc acolo ca niște prinți, într-un confort
care greu le exprim în cuvinte. Frații mei, ăsta nu-i monahism. Vedem la Sfinții Părinți din Rusia, care explică de ce monahismul rusesc a fost trecut printr-o perioadă cruntă de prigoană pe vremea comuniștilor și spune de ce a îngăduit Dumnezeu aceasta, ca monahismul rusesc să fie efectiv călcat în picioare de comuniștii de atunci. Pentru simplu fapt că se abătuseră cumplit de tot de la ceea ce înseamnă monahism autentic. S-au dedat la acapararea de avuții, lucru cu desăvârșire interzis călugărilor. Frații mei, Dumnezeu nu se lasă bazocorât. Eu am vrut să aduc această explicație în public, în speranța că poate se va găsi un om cu frică de Dumnezeu, care să creadă mai mult ce spune Hristos în Sfânta Evanghelie și ce spun Sfinții Părinți, decât ce spun călugării atoniți că lasă, că nu-i problemă, că el pomeni pe Patriarhul Bartolomeu, că merge și așa. În realitate, ei se mint în primul rând pe ei înșiși și apoi mint întreaga creștinătate. Nu se poate să fii și cu Hristos și cu Mamona, pentru că spune foarte categoric Scriptura. Nu puteți să slujiți la doi domni. Nu există așa ceva. Acela este capul ereziei ecumeniste și dacă vrei să nu te numeri dinpreună cu el, porunca lui Hristos dată nouă este să te rupi de el cu desăvârșire. Dar asta știți ce ar fi însemnat pentru călugării atoniți? Să piardă toate avuțiile dobândite, mașini scumpe, 30.000 de euro, mă, 40, nu, una de 1.000 de euro, bărci scumpe, clădiri în care i-au muncit o viață întreagă și s-au cheltuit puterile sufletești și trupești pentru construirea de case și acareturi și nu pentru mântuirea sufletelor lor, cum spune Sfânt Ioan Gură de Aur într-un cuvânt. Pe urmă, ce au zis călugării atoniți? Decât să piardă toate acestea, mai bine să ajungă la un compromis. Să zică ei, dar mai întâi de toate a trebuit să se mintă pe ei înșiși, că mai pomenim totuși pe Patriarhul Bartolomeu, că merge și așa, nu-i chiar atât de grav. Măi, oameni buni, aceștia sunt niște fățarnici care se mint pe ei înșiși întâi și apoi întreaga creștinătate o minte. Și vor răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru pildarea și exemplul rău pe care l-au dat ei, care se pretind a fi lumină ortodoxiei, călăuză, far în creștinătatea noastră. Ei sunt pildărea și exemplul rău și eu personal nu i-aș pune nici măcar în coada creștinismului, că nici acolo nu le este locul, pentru că au smintit și au aruncat în bezna înșelării și a ereziei întreaga creștinătate, atoniții prin faptul că nu au făcut ceea ce trebuia să facă. Așadar, acum, vreau să vă mai spun un lucru. Hristos Domnul și Dumnezeu nostru spune în Sfânta Evanghelie că cel ce va aștepti foarte puțin și va învăța așa pe oameni foarte mic se va chema în Împărăția Cerului. Adică nu va fi părtaș al Împărăției Cerului, ci va fi osândit în ghiena focului ca unii care au stricat învățătura lui Hristos Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat la sinodul din Creta, nu putem spune că s-a șterbit foarte puțin. Acolo practic a fost desființată în totalitate ortodoxia. Călugării atoniți merg ca orbi. Îl pomenesc pe Patriarhul Bartolomeu numindu-l binecredincios și că drept învață cuvântul adevărului doar din dorința de a nu-și pierde acele mini împărății pe care ei le-au construit cu bani grei din sudoarea creștinilor și unde ei sunt ca niște prinți sau ca niște sultani, cum am mai auzit pe unii că li se îi numește, și domnesc în acele mini împărății și pentru asta au trebuit să facă compromisul cel mai mare. Să-și piardă sufletele și să își vândă credința lor cea sfântă și dreaptă. Aici sunt un Anatolia Loptinii, mustră foarte aspru pe acei călugă care acceptă să rămână într-o mănăstire unde este erezie doar pentru faptul ca să păstreze, zic ei, mănăstirea. Este o jalnică și prea cumplită amăgire. Acea mănăstire, spune Sfântul Anatolie, unde a intrat erezia și călugurii au acceptat asta, motivând câte în stele și în lună, așa,
Spune Sfântul Anatolie al VIII-lea că nu mai este o sfântă mănăstire, ci ziduri goale din care harul a plecat pe veci. Iată că Domnul Dumnezeu vorbește prin gura sfinților săi. Vreau să-l văd și eu pe acela care poate demonstra că Domnul Dumnezeu a greșit sau dreptate călugării atoniți. Măi, oameni buni, nu vă mai amăgiți singuri. Atosul este în cea mai amară cădere. Atosul este apostat cu desăvârșire. Călugării atoniți nu mai sunt creștini ortodoxi, sunt ecumeniști, pentru că el recunosc ca bine credincios pe apostatul numărul 1, Bartolomeu, patriarhul Constantinopolului. Ei, la fiecare slujbă, spun că bine este bine credincios și drept învață cuvântul adevărului. Așa ceva este teatru cu Dumnezeu, este batjocorire a lui Hristos Dumnezeu, a întregii Evanghelii. Ori Hristos Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Asta trebuie să o știți și să o știți bine. Așadar, în concluzie, vă spun la modul cel mai sincer. Ceea ce vedeți voi în Atos este o cădere a căderilor, pildă rea și exemplu rău. Nu vă spun păreri personale, că nimeni nu are nevoie de părerea mea. Sunt fapte concrete pe care, oricât ați vrea voi, nu le puteți tăgădui. Ei chiar îl pomenesc pe Patriarhul Bartolomeu. Chiar sunt obsedați după avuții, motivând că așa își dovedesc ei credința și dragostea față de Dumnezeu. Cum? Călcând poruncile dumnezeiești date monahilor. Monahul are poruncă dată de la Dumnezeu însuși să trăiască în sărăcie și simplitate, comoara lui să fie în cer, nu pe pământ. Ori îi fac fix invers, motivând ca la teatru, de parcă ar fi circari, că de fapt așa își arată dragostea lui Dumnezeu, călcând poruncile dumnezeiești. Dar Hristos Domnul și Dumnezeul nostru spune, cel ce nu păzește poruncile mele, nu mă iubește. Iar de mă iubiți, păziți poruncile mele. Deci dragostea de Dumnezeu, noi călugării nu o dovedim nouă și lumii și lui Dumnezeu, călcând poruncile dumnezeiești. Ăsta e teatru cu Dumnezeu. Ori pelerinii când merg în Sfântul Munte, tocmai de teatru ăsta, de circul ăsta grotesc și diabolic, sunt foarte încântați. Mai auzi pe unii că să ne ajute Dumnezeu și să ne dăruiască oameni de bună credință ca să ne ajute cu bani să terminăm chilile. Oameni de bună credință, oameni de bună credință. Și te indignă așa. Păi, voi vorbiți de bună credință, voi care ați vândut ortodoxia, pomenindu-l pe acel apostat și eretic, voi vorbiți de bună credință. Este trist de tot. Păcat că creștinii merg ca orbi după alți orbi. Și în încheiere vreau să vă spun un lucru, frații mei, nicăieri nu spune Hristos Dumnezeu să mergem ca orbi. Nicăieri. Ba din potrivă, poruncește la modul cel mai categoric. Cercați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, pentru că mulți proroci mincinoși au ieșit în lume. Și această cercare se face prin judecată foarte prost înțeleasă de majoritatea oamenilor. Ei nu știu că sunt două feluri de judecată. Una, interzisă cu desăvârșire când este vorba de neputințe omenești care nu se ating de învățătura Sfintei Biserici, aceea ne este oprită cu desăvârșire, și a doua judecată poruncită în mod categoric și este prima din cele trei mai grele ale legii, anume când arhiereu, preot, călugăr și oricine ar fi, strică învățătura lui Hristos Dumnezeu. Noi trebuie să-l judecăm pe unul ca acesta, ca să vedem dacă este creștin autentic, preot autentic, arhiereu autentic, călugăr autentic, sau dacă nu, este un înșelător și un mincinoș și un batjocoritor de Dumnezeu. Această judecată înseamnă a cerceta învățătura pe care eu propovădesc în faptă, în primul rând, și apoi în cuvânt. Această cercetare, Sfinții Părinți o numesc a judeca. Deci pe mine nu mă interesează păcatele călugărilor atoniți. Drept deloc, pentru că eu de-aș putea avea grijă de ale mele. Dar când văd că vin cu o altă învățătură, numită în mod categoric ecumenism, pe care o susțin și mint poporul că nu e nicio problemă, eu am poruncă de la Hristos Dumnezeu și nu numai eu, ci toată creștinătatea, de a-i judeca. Ați lăsat părțile cele mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați. Călăuze oarbe care stricurați în țară și înghițiți cămila, ne spune Hristos Dumnezeu. Frații mei, nu trebuie să mergem ca orbi. Nicăieri nu spune Hristos Dumnezeu să mergem ca orbi. Ba, întripotrivă, ne este foarte oprit. Căci dacă ori pe ori va călăuzi,
Amândoi vor merge în groapa perzării, lucru tocmai pe care îl face atoniții. Ei orbi cu desăvârșire și ecumeniști întru totul. Deci apostați cu desăvârșire, mint întreaga creștinătate, repet ca să înțelegeți corect, mint întreaga creștinătate că nu-i problemă, trebuie să rămânem în biserică. Frații mei, Hristos Domnul spune că dacă vom merge ca orbi după acești orbi atoniți, le vom ține de urât în talpa iadului. Oameni buni, deschideți ochii, pentru că dacă aveți milă de sufletele voastre, atunci orice creștin cu frică de Dumnezeu va pune preț pe ceea ce spune Hristos Dumnezeu în Sfânta Evanghelie, pe ceea ce spune Domnul Dumnezeu prin gura sfinților săi, nu pe ce spun niște oameni. Niciun om de pe fața pământului nu poate fi infailibil, adică fără de greșeală. Toți, absolut toți, sunt supuși greșelii. Deci pot greși și bătrâni atoniți, împopoțonați cu titlul de mari și sfinți, pot greși și preoți atoniți, pot greși toți atoniții, episcop, preoți, călugă și oricine ar mai fi. Omul este supus greșelii. Dacă vreți adevărul, infailibil îl găsiți doar în Sfânta Evanghelie. Și în încheiere spun cuvintele Sfântului Anatolii al Optinii, care insuflat de Duhul Sfânt a spus la modul cel mai categoric, că dacă călugării vor face compromisul cu erezia numai de dragul de a rămâne în mănăstire, atunci acea sfântă mănăstire nu mai este o sfântă mănăstire, ci ziduri goale din care harul a plecat pe veci. Și vreau să-l văd și eu pe acel om cu frică de Dumnezeu, care dovedește că minte Domnul Dumnezeu când vorbește aceasta prin gura sfinților, și că călugării atoniți au dreptate. Măi, oameni buni, treziți-vă până nu-i prea târziu.